Bună seara! Începe o nouă ediție, România, te iubesc! Ne dorim o Românie în care copiii intră râzând pe poarta școlii, cu tineri profesori luptându-se pentru un post în învățământ. Ne așteptăm ca și clădirile să fie dotate și conduse de directori cu viziune. Dacă ștergem tabla de toate aceste notițe, descoperim o țară în care bugetul învățământului e jenant, iar statutul cadrului didactic călcat în picioare. Vorbim astăzi despre un domeniu care ne afectează pe noi toți, educația. Iar cei care ies la răspuns sunt ministrul educației, inspectori școlari, profesori, ca să înțelegem de ce sistemul e atât de rezistent la schimbare. De 33 de ani, România încearcă să rezolve un exercițiu dificil și de fiecare dată îi dă cu rest. Cine iese? Ăla eu, ăla eu. Păi să iasă România, țara care a schimbat de 112 ori legea educației, doar ajunge la un răspuns corect. Eșecul s-a văzut vara aceasta când zeci de mii de cadre didactice au ieșit în stradă. Este un analfabetism economic, ca să spun așa, să presupui că un număr uriaș de profesori vor veni doar pentru vocație. În ultimii ani, școala românească s-a transformat în câmp de luptă. Între profesori și decidenți, copii și cadre didactice sau elevi care aduc în sălile de clasă toate problemele unei generații care nu se simte auzită. Pe unii dintre ei am vizitat în școlile unde s-au întâmplat aceste incidente. La rândul lor, părinții se întreabă ce învață copiii la școală, câtă vreme rezultatele la evaluări sunt dezastruoase. Doar 3/4 dintre absolvenții de clasa 8-a au luat peste 5 la finalul clasei, iar în mediul rural, 40% n-au trecut examenul, iar 31% au medii sub 7. Dacă dă Dumnezeu un 5, mamă, acolo am noroc. 4.000 de cadre didactice din sistem sunt necalificate, iar la examenul de titularizare de anul acesta, mai puțin de jumătate au luat peste 7. La unele m-am retras pentru că am constatat că am intrat în criză de timp și n-am reușit să ajung la punctajul minim. Profesori care au ales să meargă în mediul rural la școală și să încerce să ajute copiii ce par condamnați pentru simplul motiv că sunt departe de oraș. 8 împărțit la 2? 8 împărțit la 2, stai scaun. Da. Nu șoptește nimeni. 4, da? Da. A, bun. Iar pentru acest dezastru sunt de vină toți cei care ne-au condus și care și-au bătut joc de cel mai important domeniu alături de sănătate, educația. Cu alocări bugetare rușinoase, cu ingerințe ale politicienilor în inspectoratele școlare, cu primari care de multe ori fac legea în școli, România încă mai așteaptă să fie educată. Ce caută reprezentantul primăriei să dea notă, punctaj la stabilirea sau într-un concurs privind un post într-o școală? De ce? Toate sistemele performante de învățământ au o implicare mare a autorității locale. Documentul România Educată, elaborat în 7 ani, e răspunsul ministrului la toate întrebările. Noua lege a învățământului, intrată în vigoare în luna septembrie, ar trebui să rezolve toate aceste probleme. Călăraș a urcat și anul acesta pe podiumul județelor cu cele mai slabe rezultate la evaluările școlare, la concurență cu Telorman și Giurgiu. Cei mai mulți picați au fost la țară. La Sohatu, din 10 absolvenți de gimnaziu, au promovat doar 4. Nicolae Staetu e profesor de 30 de ani. Până acum 15, când a terminat facultatea privată Spiru Haret, a predat ca necalificat. După ce a luat licența, a dat definitivatul de 9 ori și titularizarea de 8. Doar o dată a luat peste 5, dar ca să fie titular, are nevoie de 7. Ultima dată s-a retras din examen. Personal m-aș vedea, că îmi place să predau, îmi place să colucrez cu elevii, dar nu știu dacă se mai și poate. Eu, din păcate, nu am grad. Așa am înțeles că trebuie gradul 1 ca să continui la catedră. Așa că măcar ăștia 3 ani să reușesc să-mi ajute Dumnezeu să fiu sănătos. Anul trecut a avut 5 copii la examenul național de evaluare. 3 au luat note între 3 și 4, iar 2 între 4 și 5. Unii elevi aveau probleme de sănătate și abia auzeau, adică unul mai precis, iar un al doilea nu se putea concentra. Acum pregătește o nouă generație pentru examenul de admitere la liceu. Când zic minus, înseamnă că dau
3 lei. 5 și 3. Noi trebuie să aflăm ce? Necunoscuta. Care este necunoscuta? Doar 5. Doar X-ul, pardon. Și 5. 5 reprezintă coeficientul necunoscutei. E simplu. Scriem X mai mare sau egal. Minusul rămâne bătut în cuie. Linie de fracție. Și sus scriu pe cine? 5, 3. Și jos să scriu pe 5. Între ani va ieși la pensie. Orele i-ar putea fi preluate de mai tânăra sa colegă Elena Șerban. Pe ea o găsim în școala din comună, în clasa care până acum 2 ani a făcut matematică tot cu Nicolae Staetu. În bănci copiii sunt relaxați. A reușit să se apropie de ei și e mândră că au făcut progrese mari. La ei nu e cazul, dar la restul claselor merg cu foi pentru litere din mână și tabla mulțirii și materia cât mai simplă posibil. Testele inițiale se dau în fiecare an. Ei sunt singura mea clasă care au evoluat. Școala, în general, toate clasele media este de 2, iar ei au evoluat, sunt la 3,60. Deci, pentru mine, eu asta caut, evoluție. Azi aleg prin vot ziua în care rămân după ore să facă pregătire suplimentară pentru examenul la liceu, pentru că toți vor să-și continue școala. Fii atent, 6 pâini și dai la 6 oameni. Nu, fii atent, lăsați-l pe el, e experiența lui. Deci, 6, e în regulă, 6 pâini, fii atent, la 6 oameni. Câte pâini vine de fiecare? Una. Bravo, ăla-i răspuns. În fiecare oră îi scoate pe toți la tablă, pentru că știe că numai atunci când lucrează unul la unul, copiii înțeleg mai ușor materia. Să știți că pompancă parcă este mai greu decât la tablă. Elena Șerban a făcut și psihologia pentru că a înțeles că, de fapt, de asta au nevoie copiii, să fie auziți. Că disciplina nu se face cu tonul ridicat, ci cu vorba bună. Pentru că îmi pasă de copii și sunt aici, pentru că, la rândul meu, eu am avut un profesor de matematică care a schimbat lucrurile. Și eu nu am fost bună la matematică, mi-a plăcut limba română foarte mult și mi s-a schimbat profesorul de matematică și datorită profesorului meu de matematică din liceu, eu sunt de 6 ani profesor. Nu sunt cel mai bun profesor de matematică, știu asta. Am foarte multe de învățat, dar ceea ce știu e că sunt aici pentru ei și pentru a da mai departe. Tânăra profă de mate știe că viitorul ei didactic e legat de consilierea copiilor, nu de matematică. N-a luat examenul de titularizare, așa că la anul va încerca să prindă un post de psiholog în școală. La nivelul întregii țări, ar trebui să existe un consilier școlar la 500 de elevi. La nivel național, am scăzut acest raport de la un consilier la 1200 de elevi la un consilier la 800 și va trebui să angajăm în continuare personal. În sistemul de învățământ e nevoie de astfel de oameni ca de aer, mai ales că abandonul a ajuns la cote alarmante. 2% dintre elevi au părăsit școala anul trecut, iar 4500 în clasa 8-a. Cazurile de violență în școli au crescut mai ales după pandemie. Conform Ministerului Educației, din 2016 și până la sfârșitul anului trecut, în școlile din România au fost înregistrate 54.400 de incidente violente, 10.000 dintre ele doar anul trecut. O profesoară de engleză a fost victima unor copii de clasa 7-a, care au umilit-o în fața celorlalți elevi. În filmare se vede cum fac semne obscene în jurul ei și fumează o țigară electronică. Uite-o cât e de proastă! Cei doi elevi aveau la momentul incidentului în primăvară 13 ani. După acest eveniment s-au ales cu nota scăzută la purtare, iar profesoara merge în fiecare lună la evaluarea psihologică. Cum au ajuns copiii să poartă așa cu un cadru didactic în școală? E de lăsat de semnul. Doamna era declarată aptă, înțeleg, pentru a primi. Da. Și după reevaluarea, după acest incident, a fost reevaluată din punct de vedere psihologic? S-a făcut reevaluarea în septembrie și este a condiționat. Trebuie să meargă la reevaluare. O caut pe doamna de engleză, dacă este, vă rog? Nu. Nu este. Nu este școală și nu avem voie nici să vă primim pe dumneavoastră, din păcate, accesul pe școală. Mulți dintre copiii din sat sunt crescuți de bunici. Au părinții plecați la muncă în străinătate, iar atenție primesc doar în astfel de situații. Păi ea s-a acționat.
sancționat și... Pe copii? Da. Cum l-a sancționat pe al dumneavoastră? Și poate i-a iertat, nu știu. Dumneavoastră ce i-ați spus atunci? Cum, ce l-ați sfătuit pe copil? A vorbit maică-sa cu el. Mm-hmm. Da. Și ce i-a fi spus mama? I-a lăsat ca să fie, să nu mai facă... Din astea. Profesoara e titulară, statut ce îi permite să rămână angajată până la sfârșitul carierei. Legea e făcută atât de strict pentru a respecta dreptul profesorului, încât nu prea e ce să-i faci. De asta am avut profesori abuzatori, care băteau copii, care, nu știu, care au câștigat în instanță. Cristina Drăgan este directoarea unui liceu tehnologic din Călăraș. Conduce școala de foarte mulți ani. A atras fonduri europene pentru renovarea ei prin PNRR și a trimis copiii la studii prin programe Erasmus. Și totuși, celebră nu a devenit pentru cariera ei, ci pentru un incident în care și-a pierdut răbdarea. Ce cauți aici? Ce cauți aici? Ce cauți aici? Mi-am dat demisia și am participat la concurs. De ce s-a întâmplat? Mulțumesc de întrebare. Nu comentez. A fost un incident mai puțin plăcut în școală. Un incident neplăcut. Da. Nu comentez. Nu comentați, nu? Că ați fost protagonista acelui incident și de aceea... Nu comentez. Directoarea nu spune contextul în care s-a întâmplat incidentul. Pentru că legile sunt permisive. Și noi profesorii nu prea suntem apărați. Anul trecut, regulamentul nu mai prevedea nici măcar pedeapsa prin matriculare. Inspectoratul școlar a demis-o, dar la concurs a câștigat din nou postul. Știe și ea, știu și decidenții, că astfel de evenimente sunt doar o consecință a faptului că problemele de acasă ajung în școală. Iar cei de aici nu știu ce să facă pentru copii. Asupra ta trebuie să acționeze specialiștii, care trebuie să identifice traumele. Pentru că, de fapt, în spatele fiecărui copil problemă stă o traumă generată de violență domestică, lipsuri, neglijare, habar n-am, o mulțime de lucruri. Și tu trebuie să tratezi aia. Ne întrebăm vreodată cât sprijin au profesorii ăștia? Ei la cine se duc când le e greu? Au mecanisme de sprijin? Au copii cu nevoi speciale în clasă? Pregătirea lor este foarte mică, ei nu pot, nici n-au voie să facă intervenții pe nevoi speciale. Unde sunt centrele de suport? Vin directori de școală, au nevoie de consiliere în management. Cine le dă consiliere în management? Un inspector care a fost numit politic și care știe mai puține decât directorul școlii? Peste câteva momente vorbim despre violența în școli, chiar cu actorii unor astfel de incidente și deschidem discuția despre un subiect sensibil. Nevoia fiecărui copil de a fi auzit, așa cum se întâmpla în urmă cu 80 de ani, când învățătorul știa tot despre fiecare copil. Voioșia, inteligența, îndemânarea erau atent evaluate de dascăl. Peste 10.000 de cazuri de violențe în școli au fost înregistrate în ultimul an, iar profesorii sunt copleșiți de nevoile unei populații școlare care se simte din ce în ce mai singură. Educația interbelică ne arată cum în catalog copilul avea un profil psihologic, era vegheat de învățător care știa tot despre el și familia lui. O întoarcere într-un trecut în care școala însemna viitor asigurat, iar învățătorul era unul dintre cei mai importanți actori ai unei societăți. România a avut până acum 33 de miniștri ai educației, iar legea a fost modificată de 112 ori. Andrei Marga a rescris legea educației din comunism, a introdus examenul de capacitate și a elaborat un nou curriculum. Daniel Funeriu a cerut supravegherea examenelor și pentru prima dată am văzut în note dezastrul din sistem. Iar în 2011 a ieșit legea 1, considerată una dintre cele mai bune de oamenii din sistem, care a fost însă spulberată de sindicate și politicieni. Nu le-a convenit, de exemplu, ca profesorii să fie angajați ai școlii, iar salarizarea să se facă în funcție de performanțe. A fost prima prevedere a legii modificată în guvernul Ponta. Actualul act normativ aduce multe modificări, dar până la elaborarea normelor de aplicare, specialiștii sunt rezervați. Avem un masterat didactic cu 80% practică, sub îndrumarea unui mentor, pe baza, știu eu, unor elemente teoretice, dar cu expunere către colective diferite de elevi, tocmai în ideea de a nu mai avea profesori debutanți care nu au reușit să ia contact cu o clasă și nu au elementele, instrumentele necesare ca să poată să gestioneze situații diferite. O altă modificare vorbește despre reorganizarea inspectoratelor școlare. Azi, instituții supuse presiunilor politice, pentru că așa se fac numirile în funcție de conducere. Aveți încredere în parlamentarii călărășeni
Și sprijiniți-ne, domnule președinte, pentru că noi avem încredere în dumneavoastră. Roxana Pațurcă a fost senator PSD, iar de anul trecut este inspector școlar general numit de PNL. Absolventa unei facultăți private, e și profesoară de economie într-un liceu din oraș. În 2019 a spus despre programul România Educată că e doar un titlu fără nicio acțiune în plan concret. Azi trebuie să aplice fix această strategie. Dumneavoastră, cum ați ajuns inspector școlar general? Eu am mai lucrat aici în inspectoratul școlar, sunt profesor cu gradul didactic 1. Așa am ajuns. Dacă întrebați vis-a-vis de funcții politice, știți că avem o lege a învățământului și nu putem să fim nici președinte a unei organizații politice și nici vicepreședinte. Mm-hmm. În momentul de față nu ocup nicio funcție. Nicio funcție în PNL? Nu. Sunt autosuspendată pe perioada exercitării mandatului. Am înțeles. Dar a fost o numire sau ați dat concurs pentru... Nu s-a dat concurs nicăieri în țară. România are 42 de inspectori generali, secundați de 87 de adjuncți numiți politic. Ei conduc 1100 de inspectori, ajutați de încă 600 de angajați din zona administrativă. Anul acesta au un buget de 660 de milioane de lei, iar aceste instituții sunt de fapt instrumentele prin care partidele aflate la putere controlează angajările și transferurile în țară și vorbim aici de peste 300 de mii de salariați. În foarte multe situații, inspecțiile sunt anunțate, profesorul își pregătește lecția, iar copiii sunt instruiți să răspundă ca la carte. Iar totul arată ca o piesă de teatru. Pentru că e foarte importantă piesa aia de teatru. A, și mai important, așa cum o să-mi iau mult hate, protocolul de la final. E foarte important. Nu mai atât de important ca acum 10 ani. Da? Dar încă a rămas important. Și cadouțul ăla pe care îl dai la final, recunoștința pe care o oferi da, celor din comisie pentru că au venit să te evalueze. Din păcate. Se schimbă puterea politică, se schimbă inspectorul general, care la rândul lui se simte dator să schimbe toți inspectorii, dacă se poate, până la ultimul. Inspectoratele au această proastă reputație în sistem că sunt dominate de o competență aproximativă, ca să nu spun mai mult, și asta îi pune într-o lumină proastă în fața profesorilor. Am încercat și noi să filmăm o astfel de inspecție într-o școală de lângă Lehliu Gară, dar am fost refuzați motivându-ni se că profesorii sunt și așa emoționați din cauza inspecției și nu vor un motiv de stres în plus. Oricum, din hârtie aflăm că penultimul județ la rezultatele școlare are totuși cei mai capabili profesori, lucru care l-a intrigat și pe adjunctul instituției care promite verificări. În momentul în care te afli pe penultimul loc la evaluarea națională, pe penultimul loc la bacalaureat, pe ultimul loc la titularizare și constați că 98 și ceva la sută din cadrele didactice din județ s-au calificat foarte bine, atunci pui niște semne de întrebare. Te gândești că undeva ceva scârție și trebuie să umblăm la ceva, ul acela. Inspectoratele se vor transforma în direcții aflate în subordinea consiliilor județene, iar cadrele didactice care făceau până acum vizitele la clasă vor trece la ARACIP, instituția care verifica până acum calitatea actului educațional. ARACIP spunea, de exemplu, că nu există un sistem de urmărire a, de exemplu, progresului elevului înspre standardele verificate la evaluarea națională, dar asta nu însemna că există o corelare cu ceea ce urmărea inspectorul atunci când se ducea în inspecție. Vorbim despre performanță în învățământ, dar salariile cadrelor didactice sunt o rușine. Noua lege îi cere să se supra-specializeze prin master, dar îl plătește ca pe un muncitor în construcții. După 3 săptămâni de grevă, profesorii au obținut o creștere de 25% a salariilor, astfel că un debutant câștigă acum 640 de euro. Niciun salariu nu depășește 1000 de euro decât dacă profesorii fac ore suplimentare. Cu asemenea finanțare, în sistem ajung de cele mai multe ori cei care n-au alternativa unui alt loc de muncă. Meserie sofisticată cu o responsabilitate uriașă. După părerea mea, profesorii trebuie să stea la aceeași masă cu medicii, cu procurorii, da? Cu cei care împart sănătate și justiție. Profesorii împart, sau mă rog, încearcă să creeze oportunități de educație, de învățare. Ce suntem noi azi? Suntem datorită învățării. În grupul tehnic, echivalarea coeficientului maxim de salarizare pentru învățământul preuniversitar și pentru învățământul universitar s-a făcut luându-se ca reper coeficientul pentru sistemul de sănătate publică.
Câte vreme acești oameni nu vor primi respect și statut, vom vorbi în continuare despre eșec în învățământ. Și ca să putem să ne scriem viitorul, ne uităm în trecut și ajungem în perioada interbelică. Ne ducem într-un sat de lângă Făgăraș populat cu țărani veniți cu bani din America ce își trimiteau copiii la școală. Am două tăblițe. Prima dată am scris și eu pe tăblița asta. Probabil s-a scris în jurul anilor 1930 primele lecții. Asta e de scris de cetire și asta e de matematică. Un vechi registru matricol din anii 30, întocmit de învățătorul Valeriu Borcea de la școala din Șona, e o demonstrație a felului în care ar trebui rescrisă educația. Pictorul Ștefan Câlțea ține toate aceste documente într-o valiză, ca pe vechi comori, din care poate cineva va învăța ceva. Am rămas mirat și fascinat de această foaie matricolă, în care era completată de învățător pentru fiecare copil. Și ce găsim aici? Urmărești materiile. Da. Păi vedem așa. Sunt foarte multe materii care formează. Văd că este și profilul psihologic conturat aici. Când ăsta ar trebui neapărat să fie filmat și să vadă lumea de astăzi ce știa un învățător dintr-un sat despre copilul respectiv. Fișa matricolă conținea date despre situația materială a familiei copilului, despre locuință, igienă, despre somn sau alimentație. Învățătorul nota despre preocupările extrașcolare și despre abilități. Așa aflam dacă era un bun comerciant, agricultor sau educator. La profilul psihologic, dascălul urmărea inteligența, atenția, memoria, imaginația, sensibilitatea, sârguința, voioșia, camaraderia, onestitatea, simțul dreptății, spiritul de conducător și în final nota dacă este normal sau anormal sufletește. O rubrică aparte este cea legată de profesie. Învățătorul scria ce își dorește copilul, ce vor părinții și ce recomanda el după 7 ani de veche asupra vieții lor. Din 102 copii cât era atunci în sat, acum nu mai e niciun copil, nu mai e nici școală. Din 102 copii care era în sat, nu există niciun copil căruia la absolvirea celor 7 clase învățătorul să nu poată să-i spună unde să se ducă și ce să facă. E o rubrică în care spune ce vrea copilul. Ea spune că vrea să meargă la școala de menaj. Ce vrea, ce vor părinții? Părinții spun că vor să o facă doamnă. Spune, vrem să o facem doamnă. Și ce spune învățătorul? Să rămână acasă la lucru câmpului, că va fi o bună gospodină. Și așa a fost. A rămas în sat, una din femeile apreciate, iubite de oameni, harnică și tot. A fi la școala de învățători era o strădanie, o onoare. Și care sunt modele pentru sat și care știu să facă în așa fel ca copiii să-și însușească cât mai multe lucruri. De fapt, care era scopul? Nu se urmărea încărcarea copiilor cu foarte multe bagaje, ci formarea unui om, a unei personalități care să aibă instrumentele necesare să se descurce în viață. Vechea școală din Șona, cu arhitectură interbelică, a fost spoită în roz, ca de altfel tot învățământul ultimilor ani. În clădire, doar un dulap vechi, verde, mai amintește de învățătorul Borcea. Pe foaia matricolă 75 găsim notele elevului Ioan Cazan, azi trecut de 90 de ani, dar încă cu gândul la cel care l-a învățat carte. Preda bine și asculta bine pe fiecare. Nu se putea să nu pricep, să nu înveți ceva de la el. Îl iubesc foarte mult, foarte, foarte mult. Și acum? Și acum, dar nu mai e. Dar de ce plângeți când vă amintiți de el? Că era prea bun. Școala era vie, formativă, formau cetățeni, formau oameni. Nu trebuie să fie școala obositoare. Școala e o relație a ta cu vârsta în care crești. Deci nu mai poți să vorbești de aceeași tip de școală.
Dar poți să înțelegi că normal și anormal sufletește una din problemele foarte mari ale școlii și că tu asta trebuie să urmărești la copiii mici, nimic, și că nu trebuie să-l îndopi cu instrucție, ci trebuie să-l, prin joc și printr-o viață vie, să-l faci în așa fel încât el să capete deprinderi. Solidaritatea, prietenia, modul care ajută, da, ele în teorie se numesc abilități socioemoționale. Da? Adică școala teoretic trebuie să ne transfere două tipuri, am mai zis chestia asta, de abilități. Cognitive și socioemoționale. Cognitive înseamnă, uite, pe românește, să ne învețe carte. Să știm teoria, cartea, nu știu care, și așa mai departe. Socioemoțional, din nou, foarte simplu, înseamnă să fii om. Pentru că școala, din nou, este instituția care creează cetățenii viitorului. 42 de milioane de euro a investit Uniunea Europeană pentru instruirea a 55.000 de cadre didactice care să schimbe felul în care predau la clasă. Vedem câteva demonstrații imediat când mergem și în Academia Teach for Romania, care timp de 6 săptămâni învață profesorii că cel mai important în actul de predare e să fii atent la emoțiile copilului. E nevoie de un sat întreg ca să crești un copil, spune un vechi proverb. Și de un stat ca să le duci, adaugă o învățătoare care predă într-un sat din Suceava. Mergem în satele din Moldova ca să descoperim un alt tip de educație, prin joc. O metodă adusă în discuție și de Ministerul Educației, care promite prin noua lege a învățământului o reformă profundă a sistemului, care ar trebui să se încheie peste 7 ani. Ministerul Educației a păstorit până acum zeci de cursuri de formare pentru profesori care sunt încurajați să se pregătească tot timpul și să fie la curent cu ce e nou. În realitate, puțini le iau în serios. La cel mai mare program finanțat de Uniunea Europeană cu peste 40 de milioane de euro, s-au înscris peste 50.000 de cadre didactice. Pe lângă faptul că a pus la dispoziție o platformă digitală de unde oricine poate prelua resurse ca să le predea la clasă, programul și-a propus să învețe profesorii să aplice mai bine programa școlară. Una dintre temele de discuție, lansată de coordonatoarea programului din Călăraș, a fost să-și noteze provocările de la clasă. Cel mai animat a fost grupul din care făceau parte și preoții. Elevii în prezent au alte valori. Ce-am auzit aici, din păcate sau din fericire? Din păcate. Și școala, credeți că nu... N-am lăsat școala în garda mai jos? Am lăsat. Dar de ce am lăsat? Din cauza tehnologiei. Marian Cârlig, destins cu premiul Merito anul acesta pentru priceperea de a duce mai aproape știința de copii, spune că din cauză se poate transforma în datorită și îndeamnă pe cei prezenți în sală să aducă tehnologia la clasă. Colegilor le prezintă un film în care doi copii nu știu să folosească vechiul telefon. Astfel le sugerează lor că metodele de predare la clasă sunt cu disc, iar copiii le vor digitale. Ne aflăm așa într-o bulă din care nu ne dorim să ieșim, nu ne dorim să spargem tiparele. La clasă avem elevi din generația Z și din generația Alpha. Sunt elevi care își doresc cu totul altceva. Marian Cârlig le vorbește despre aplicațiile prin care el ajunge la copii. De exemplu, Luca i-a povestit într-o filmare pe o aplicație despre lupul cel mic și lupul cel mare, iar învățătorul i-a răspuns tot printr-un mesaj video. Astfel, tema de acasă pare o joacă. M-a impresionat foarte mult faptul că încerci să te duci dincolo de întâmplări. Există profesori care au ales să se adapteze vremurilor noi. Cristian Hatu le-a adus profesorilor de chimie și fizică metoda investigației, prin care îi provoacă pe elevi să devină detectivi, să-și pună întrebări și să-și găsească singur răspunsurile ca să-și scrie formulele. Cu metodele acestea inductive, cum este investigația, profesorul face un pas în spate și lasă pe elev în contact direct cu un fenomen pe care nu l-am mai văzut până atunci. Și îl pune pe el să-și bată capul, să vadă cum înțelege fenomenul respectiv, care sunt relațiile cauzale, cum e posibil să deruleze într-un fel un proces sau altul. Laurențiu Badea, profesor la Liceul Sanitar din Vâlcea, a adoptat metoda investigației. Pe el îl găsim alături de elevii din clasa a 12-a. Le predă teoria relativității, iar în grupuri de câte 4 se apucă de treabă ca să răspundă la o întrebare.
timpul trece la fel pentru cel care stă pe loc față de cum trece pentru cel din exterior, față de care primul se mișcă? Da sau nu? Trece lent pentru ăla care se mișcă. Profesorul descoperă că un grup de fete a găsit formula corectă. Iete, mă! Bine, mă! Și cum ați ajuns voi la formula asta? Și prin cele două aplicații pe care domnul profesor le-a pus la dispoziție. Și acum, dacă eu iau foaia asta, știi ce le ziceți pe de rost? De egal cu T0 supra radical din 1 minus V pătrat supra C pătrat. După 20 de minute de dezbatere, rezultă o formulă pe care o elevă o scrie pe tablă, iar profesorul traduce acest răspuns în realitatea pe care o trăim în fiecare zi. Tinerețe mai îndelungată. Aha. Da? Deci cine ar rămâne mai tânăr? Ăla care se mișcă sau ăla care stă? Bine. Metoda profesorului Hatu a fost adoptată până acum de 70% dintre profesorii de fizică din toată țara, iar cei de chimie vin și ei tare din urmă, pentru că au înțeles că trebuie să țină pasul cu vremurile. Hai, aplaudați-vă unii pe ceilalți! În luna iulie acestui an, clădirea Universității Ștefan cel Mare din Suceava a răsunat de vocile a zeci de aspiranți sau cadre didactice cu experiență venite din toată țara ca să deprindă arta de a fi profesor. Dacă aș sta în vârful muntelui cu copiii, ce aș vrea să știe, să poată să facă și să fie copiii ăștia peste 2 săptămâni? Care va fi contribuția mea în viața lor? Pornind de la această întrebare, timp de 4 săptămâni participă la workshop-uri asistați de specialiști formați de Teach for Romania, o organizație neguvernamentală care formează viitorii lideri în educație și care luptă să combată analfabetismul funcțional. Dacă ei spun povestea unui bob de grâu, cum ai putea tu să vorbești despre bobul de grâu la știință? Madalina este o fostă corporatistă care a lăsat totul în urmă pentru că vrea să simtă că face ceva cu sens. Iar Lili Angel este mentorul care azi îi îndrumă pe cei ce visează la o carieră în învățământ. Tot murmurul din anfiteatru se va transforma în numai 4 săptămâni în planuri de lecție pe care le vor preda copiilor la clasă în mediul rural. Ați lăsat vreodată o înghețată afară? Da! Da. Așa! Și s-a făcut lapte! Dar dacă o punem o înghețată la bec... Din spatele clasei, Lili își urmărește studenta și scrie de zor. Este la început, chiar la început, pentru început. E foarte creativ, dar e extraordinar de frumoasă. În academie, profesorii învață că cel mai important e să fie atenți la emoțiile copilului, pentru că fiecare moment dificil din călătoria lui prin școală poate fi legat de o poveste dureroasă de acasă despre care nu vorbește. Aș vrea să-mi arăți cu degețelul cum te simți astăzi. Asta înseamnă foarte bine, asta înseamnă așa și așa, iar asta înseamnă nu mă simt bine astăzi. Alex, cum ești? Ție somn, îți promit că în ora asta o să ne trezim. Educație centrată pe elev. Pornim de la ecosistemul copilului, de la ce îl motivează pe copil să vină la școală, în același timp care sunt provocările care îl împiedică să ajungă la școală, ca atunci când ne ducem și planificăm și aducem un conținut în interiorul clasei să fie bazat pe realitatea elevului, să o înțeleagă și să poate să o aplice imediat ce iese din sala de clasă. Conform unui studiu World Vision, 1 din 10 copii de la țară nu merge la școală, iar 2 din 10 spun că n-au ce mânca uneori. Un sfert dintre ei nu sunt ajutați niciodată la teme și se simt discriminați. În această vară, 89 de cadre didactice au ieșit din academie cu o viziune complet schimbată despre felul în care trebuie să predea la clasă. Pe parcursul vieții am întâlnit oameni care au crezut în mine și care m-au sprijinit și m-au ajutat. Și vreau să multiplic binele pe care le-am primit și să fac și același lucru. Și copiii simt asta, că sunt acolo pentru ei. Liliana Angel are 50 de ani și jumătate din viață și-a petrecut-o la catedră. S-a născut în satul Curcan din Călăraș, într-o familie de oameni simpli, care n-au avut acces la educație. La Tici a fost încurajată să-și accepte etnia.
În clasa a noua, când m-am dus la liceu, n-a vrut nicio fată să stea cu mine în camera la cămin. Până la urmă s-au așezat lucrurile. Au fost multe momente în care mi-uram culoarea pielii. Și atunci am înțeles că problema nu este la mine, că tot ceea ce am făcut eu în viața asta, toată educația pe care am primit-o de la părinții mei și tot ceea ce am făcut, eu sunt un exemplu bun pentru oameni. Lilia a terminat liceul agricol din Budești și pentru că nu existau profesori suficienți la școală, 2 ani a predat ca suplinitoare matematica. Apoi a făcut colegiul pedagogic și a devenit învățătoare. Știe că ea poate fi omul providențial din viețile a mii de copii considerați fără șanse, pentru că ea ar fi putut fi unul dintre ei. Cine credeți că e cel mai mândru din lume de ce ați ajuns dumneavoastră? Mama mea. Și-a dorit foarte mult să învăț carte. Se mândrește foarte mult cu mine. Nu există persoană pe care să o cunoască și să nu-i spună, fata mea este învățătoare. Câte clase are mama dumneavoastră? 8 clase și regretă că nu a făcut facultate. Abia aștept să vă văd la clasă în Călăraș. Aștept! Da, o să vin. Da? Da. Oh, mulțumesc! Și eu. Vai! La Budești am ajuns într-o zi de luni. Am găsit o clasă luminoasă, decorată cu desene și mesaje despre regulile grupului. Pe un panou, copiii desenează o liniuță atunci când le încalcă, iar asta înseamnă 5 lei mai puțin la bugetul de excursie pe care o plănuiesc pentru vacanță. E un exercițiu prin care pruncii înțeleg că atunci când încalci o regulă, îi poți afecta și pe ceilalți. Zi, Alexia, ia fi atentă. Tu te simți minunat? Sunt 17 copii cu tot atâtea povești, iar Lili știe că ce se dește în mintea lor acum, în clasele primare, va rămâne pentru totdeauna. Toți elevii ei din clasă știu să scrie și să citească. E un câștig uriaș, având în vedere că studiile arată că doar 34% dintre copiii din mediul rural sunt ajutați de părinți la teme. Urnicuța citea toată ziunica, citea și ea, citea neîncetat. Da, e bine, zi. Magazia. Repetă și tu. Repetă și tu cuvântul. Gata, e suficient. Repetă și tu cuvântul. Magazia. Unde scrie magazie? Bravo. Foarte bine, Loredana. Din spatele clasei urmărește atent Georgiana Giba, manager educațional, care asistă la orele celor formați în TICI ca să vadă în ce măsură aplică metodele și filozofia organizației. Lili le cere copiilor la ora de matematică să-și imagineze că se duc să cumpere un burger de la magazinul lui Ionuț din centru. Le împarte bani și invită să-și calculeze singuri sumele cheltuite și restul primit. 50, 60, 70. Apoi pune o întrebare care e deseori pe buzele tuturor. Ne ajută pe noi matematica în viața asta? Da, de multe ori. De multe ori ne ajută matematica, nu? Ia, spune tu, Ilan. La ce ne ajută pe noi matematica? La calcule. Ce se calculăm? De exemplu, dacă suntem la un magazin și, și poate ne fraierește cu bani. Ne fraierește? Ce înseamnă că ne fraierește? Adică, nu bine restul? Mă, credeți voi așa se întâmplă ca vânzătorii să nu vă dea bine restul? Aveam aici un copil, în momentul pe care eu mi l-am notat, un copil care nu era atent și care făcea altceva. S-a dus spre el și s-a asigurat că și el a înțeles ceea ce are de făcut. S-a lămurit toată lumea. Ieremia, ce avem de făcut? Păi zi cum se numește? Planul furnicuței. Ai înțeles ce avem de făcut, da? Bine, copii. Îți place la școală? Da. De ce? Pentru că doamna mereu ne surprinde cu niște activități sau cu niște surprize. 2 martie m-au dat afară din clasă ca să-mi facă surpriză și am găsit pe tablă o inimioară în care scria: te iubim foarte mult pentru că ne respecti. Dacă acel copil de clasa a doua a înțeles că eu, ca adult, îl respect, consider că mi-am îndeplinit misiunea la clasă. 400 de profesori și învățători din toată țara au învățat până acum cultura reușitei la Teach for Romania, prin care niciun copil nu e lăsat în urmă, iar filozofia lor a ajuns la 14.000 de copii, pentru că România crește odată cu visurile lor. Dacă ar fi să definiți sistemul de educație, cum l-ați defini în momentul ăsta? Sistemul de educație românesc? Păi l-aș defini așa. Ca o industrie, o uzină, care trebuie reformată.
trebuie lucrat la resursa umană. Eu cred că aici este secretul. La resursa umană, de jos. Pentru că resursa umană este cea care îi contaminează pe cei din jur cu valorile adevărate. Și asta te învață școala. Te învață cineva. Cine ne mai salvează pe noi astăzi, ca nație? Noi, profesorii și toți cei care suntem conștienți că avem această menire, indiferent de categoria profesională. Verb că e nevoie de un sat întreg ca să crești un copil. Cred că e nevoie de un stat întreg ca să crești un copil. O meserie nobilă plătită prost, pentru că în fiecare an guvernanții au luat bani de la educație ca să-și acopere incapacitatea de a colecta sume la buget. Când cei din conducere vor înțelege să facă din educație o prioritate națională, viitorul se va scrie altfel. Până atunci, îl scriem cu greșeli, fără cratimă, fără litere mari și cu multe puncte de suspensie. Când tu, ca stat, decizi să-ți ratezi dezvoltarea alocând cel mai mic procent din PIB educației, înseamnă că te condamni singur la sărăcie și subdezvoltare. Vom urmări felul în care modelele moderne de predare își găsesc loc în sălile de clasă. Urmăriți toate materialele noastre pe știrileprotv.ro la secțiunea România te iubesc. Atât pentru astăzi, vă las acum cu știrile ProTV. Toate bune!